Ce doia, odă-și-o cu celălalt. Hop așa! Da, bună ziua, mai bun și bine v-am găsit la un nou clip. Dar mai întâi să bem niște lapte. Mă fut într-un pahar, toți băieții mei adevărați beau din blender. Mi-a rămas o urmă de kiwi în mână, în gură. Acum câteva zile mi-am făcut kiwi în blender și l-am spălat de 4 ori și tot nu ies urmele de kiwi din el. Nu înțeleg cum e posibil. Acum orice o să beau din blenderul ăsta o să aibă gust de kiwi. Lapte cu kiwi. Îmi place să mă gândesc că peste 150 de ani o să intre lumea pe YouTube, o să găsească canalul ăsta și o să zică ce pula mea. După ce zic asta o să vadă asta din nou. Doamnelor și domnilor, în exclusivitate, premieră mondială, mult așteptatul moment, poate nu atât de tare de voi cât de mine. Căciula bazuca, brodată, frumos, echipament de pungaș, ai de pula mea, era să mă transform în Roberto imediat, poate purta așa, înțelegi, dacă ești mai mioritic, faci din alea, oricum arăți bine, pe mărci bazuca, sau, metoda mea preferată la beție, eu așa stau, când sunt mortal și beau, sper că l-am apucat bine, gândiți-vă că aici e bere. Lapte cald. Încă noi. Dar în curând o să vină. Deja s-au făcut demersurile pentru reactualizarea stocului. Din nou o să avem tricouri, hanorace, căciulă. După ce scăpăm de stocul ăsta, mai lăsați și la alții, nu cumpărați cât e 3, o să introducem următorul model, probabil de hanorac sau de tricou bazuca, iar după o să vine full cap-ul bazuca. Vă prezint un întreg plan de business aici. Codrin, mare investitor, vă dați seama. Da, așa îmi place că în sfârșit se materializează ce vrem de atâția ani să facem cu hainele și o să vreau să fac neapărat halba bazuca, probabil v-am mai zis. Nu canon, pula aia. Canon, poate o să facem și când. Dar halba bazuca. Să fii cel mai blana om de la party. Vii cu halba în buzunar, ți-o pui în ghiozdan, te pui în tramvai, te pui cu spatele de scaun s-o rupt halba. Să sperăm că nu. Și nu o scoți așa la party. Și toată lumea vine, coaia asta are halba bazuca. Și începe să ia foc casa. Nu știu de ce. Doamnelor și domnilor. De ca lumea arată. Este timpul pentru meme review. Este timpul pentru al 7-lea episod din această serie, care de altfel îmi place și vreau să văd la ce v-a mai stat capul, cât timp v-am mai lăsat eu puțin liber așa să vă reveniți. Primul meme, your music saved me, și între timp Roberto. Ua! Viața e grele, asta da profil. Work set, ce vrei băi, eu mă joc PUBG, aia e. No. Afară e februarie, încă pot simți gerul. Codrin stă în casă, mâncă hamburgerul. Când dau din burtă, direct auzi bas. Nici nu mă mir că-s așa de gras. Asta era ceva freestyle de-a meu când încercam să învăț să fac scratch-uri. Da, superb. Niște skill-uri aici de DJ prolific. Dreapta, mă așteptam la asta. E crazy hamburger. Uai, ce îmi place omul ăsta, mă, deci am văzut un clip și cu Shrek. Crazy Shrek, dacă scrieți, cred că îl găsiți. Era tot geniu ăsta, deci a avut umanitate destui Albert Einstein, a avut destui Tesla, a avut destui Elon Musk, destui Da Vinci. Lăsați-ne în pace, umanitatea are nevoie de mai mulți din ăștia. Și stătea omul în ceva castel ăsta și ia o pungă și o învârte și pică punga și se lovește de un copil și o dă în cap și copilul face deci e film de Oscar și ăsta stă și se prinde așa de un geam acolo în castel și strigă oh my god, crazy Shrek și copilul vine la el. Sunt niște sketch-uri de geniu. Numai cred că dacă te uiți la clipurile lui întregi se diluează, dar când stai numai așa și dai scroll și numai găsești câte 15 secunde din într-un clip de la omul ăsta. Nota 10. Sâmbăta cu satana. 3 iunie 2017. Cute motherfucker, chiar în dreapta aici. A venit Echo pe la noi. O zis Daniel Clopce. De ce sună ca un... sună cu numerele ca un boss fight. După ce ai bătut toți peștii din ocean, ajuns la crabul suprem care Daniel Clopce. Urechile lui Echo. Nu mai ai de la mască, mă. Echo e cute motherfucker și el. Și hâțul e fan Roberto. Nu putea să iasă din orice alt loc, numai de acolo, nu? Îl pui pe Codrin, el pe corlup, opa, ești din grup. Caraconcia, Narcis, Ionuț Bufu. Caraconcia, omul! Bine, râd de umbra de brânză și de Caraconcia, mă. Dar Clopce și Caraconcia. Lancia Caraconcia.
lider mongol necunoscut care a fost șters din cărțile din istorie pentru că omoră toți istoricii. Așa învârtea lancia caracoancea. Creierul meu e minunat și iubesc KitKat cu mentă, KitKat cu banane și caramel și Codrin fuge de el. Teroare maximă. Mă, da. Da, am pus și pe pagina, ați văzut. KitKat original e bun, îmi place. Dar de ce? O să apară KitKat cu scurgeri nucleare de la Cernobâl. Îmi bag pula. KitKat cu slopos din cer, numai din alea. Codrin, again, seriously? Pune Outlast când pui sâmbăta cu satana, postează mai des când pui sâmbăta cu satana. Da, nu mai pot. A fost, la un moment dat eram în oraș și trebuia să mai vină câțiva oameni, noi stăteam la o masă și cum nu poți să stai la foarte mulți oameni la o masă, era o masă lângă noi și Larisa i-a întrebat, auzi, nu vreți, vă rog, să faceți schimb cu masa aia care e liberă, că vin niște oameni să stea aici? Și i-am zis, ba da, cum să nu, și-a fost super de treabă și-a zis, dar când pune Codrin Little Nightmares? Și-a stăteam așa la masă, speram că nu m-a văzut nimeni, după dracu. Uite-l, mă, noul salut de final, mă. Deci îl facem până la urmă. Uită, mă, cum ai făcut oamenii. Dragoste de la primăvere. O com alcoolică. Trebuie să fac remix, îl contactez pe Alex Velea. El cânta aia, așa-i? Da, cred că. El cânta aia. El cânta, mă, cum dracu, nu, cu connector. Am sună cunoscut, răspund, alo, cine e? Curierul Rambu 16 lei. Țigăr bazuca. Nu. Codrin, calul din Minecraft merge cu undița cu morcov. Porcul din Minecraft când aude asta. Deci porcul merea, mă. Legionarii care comentează random la poster și ajung în meme review. Legionarii care zic chimie să apară în meme review. Da, da, se mai întâmplă și din asta. Viața este nedreaptă. Pentru ce interesați, download link. Control W A S D. Au, mă. Și Tim Song-ul lui Roberto. Eu scrie, satana lui, la lui. Așa de există. Bă, ce s-a întâmplat? Cum am ajuns aici? Dar băiatul ăsta nu mi-au trimis, mă, mai demult. Parcă am primit un mail de la el, mă, mai demult. Din mult rău, acum 14-15 ani. Țin să menționez că jocul a fost făcut acum vreo 2 ani. El-i, mă, cred că. Ok, o să-l downloadăm. Și vine gameplay. Vreau să joc. Cred că am avut dubii la un moment dat atunci când l-am primit. Că am crezut că e ceva virus sau ceva. Vă zic sincer și nu l-am jucat. N-am încredere în voi să-mi bag pula. M-am apucat de benzi desenate. Priviți materialul brut. Apropo, există 17 easter egg-uri, 18 cu 1 bonus. LLL. Aoleu. Pot să-i dau oare open image new tab? Asta voiam. Ia. Yeah. Ok. LLL TKM. Dar zoom mai tare nu putem. Aici e Codin. Aici e... nu, mă, ăsta e opac, mă. Aici e Ramo cu steagul de KM. Aici e Codin. Aici e Sio cu G2A. Fiction. Fica. Fic. E cum zici că e dezbrăcat aici? Prinde trăsăturile, chiar dacă nu e un desen, adică nu, cine sunt eu care desenez pe copilul albastru și urât. Vreau să zic că nu e extrem de detaliat, că nu s-o chinui la umbre sau ceva, dar au prins trăsăturile foarte bine. Ia pe Demian, ia Roberto, ia dracu. Au. Ramos zici că e Xena. Ok? Legionarii uitându-se la Mibli, review 6 ca să vadă dacă au apărut în episod. Orice joc cunoscut, nimic. Codrin cu jocul random bullshit go. Uai, din pula mea ce-mi place asta, o să vezi. Meme review, Codrinel Q&A, sâmbăta cu satana, tombola de jocuri. What's the occasion? Sâmbăta cu satana. Da, sau când a ieșit Bobby Shmurda din pușcărie. Iola, eliberarea lui Sishu. Îmi place meme-ul ăsta. Ne fura chelul, salutul. Postez un meme. O ieși jumate din două din mine. Postez un meme pe clanul Legiunii. Mimul e aprobat de admini. Primești multe reacții de ha-ha. Apare în meme review și primești react de la Codrin. Ăla e ultimul nivel. Să-i dau oare? Du-te, mă, de aici, mă. Când în sfârșit prinzi în poză pe fraierul care se arăina viața. Ia, mă, o revine din nou Claudiu Dunăre cu photoshop-urile lui Blană, cu corecția de culoare. Asta e din Star Wars, așa-i? Ei, bazuca records, mă, studio-ul. Ce prost, îți ia peturile în spate. Hey, bro, look what I wrote. E legiune, nu legiune. Eat the child. Am în două variantele corecte. Știu că și eu ziceam cu J mai din mult. Acum zic G, că mi-e mai ușor. Nu mai zic legiune, zic G. Uai de pula mea, artwork. Cu copilul albastru și urât sexy motherfucker. Trebuie să dau chiar la asta. Apropo, am văzut că a trecut peste 1000 de review-uri pozitive și încă overwhelmingly pozitiv și recent reviews și all reviews. Vă pup și cred că ar fi cazul să
lucrez la al doilea joc, încet, încet. Și dacă o să facem voice acting cu voi, o să mă gândesc la o modalitate, dacă vreau să vă dau voci de personaje, că trebuie să găsim ceva, o variantă bună, sau altfel toată lumea o să sune diferit, că fiecare o să înregistreze cu altceva. Unul cu iPhone, unul cu camera de filmat, unul cu microfonul portabil, altul cu toasterul, altul cu... Dar ăla poate fi un avantaj, că o să fie și mai cancer. Și eu asta urmăresc. Codrin într-un univers paralel, așteptând să posteze legiunea, dar postați, mă! Ia, am mers la școală și am dat de taică meu. Eco cu mască de fac corona. Am mai primit mesaje să facem măști bazucă, eu nu m-aș băga la așa ceva. Dar, poate ca și accesoriu, în viitor, după ce o să treacă prostia asta și toată lumea o să fie în siguranță și o să le folosim numai așa de accesoriu. Eu nu mă bag la din alea și nu vreau să comercializez așa ceva. Sunt liber din nou. Nu aici am terminat, să mă îngrijorez pentru nimic. Am terminat Outlast 2. Nu vreau să apară Outlast 3 niciodată. Sechele, traume, epilepsie, când spasme de seamă și depresie clinică, atac de panică, dispozitiv. E un program anume de postat videoclipuri pe YouTube? Nu am nevoie de așa ceva, ești angajat. YouTube România. YouTuberii când fac vlog, Codrin când face vlog. Doar e fix în pula. De la asta la asta. Bă, e clar păstă medie, cum o zis Nicolas. E clar. Eco la o partidă de ceas. De ce nu mai știu vorbi? Cred că erau droguri în chiviul ăla. Îl bate Chims. Sincer vorbesc. O părere sinceră din partea lui Eco. Să acest milion de delicios ingredientul secret. Un pahar de lapte cald. Barabas contra Barabas. Tot a 10 o să dau chiar. Kit Kat banana caramel, Kit Kat cu mentă, finally a worthy opponent, all battle will be legendary, o salvez. Și am făcut și un like. Asta l-am mai văzut undeva. Unde l-am mai văzut? A, mă, mi l-a arătat Larisa, da, mă. Hei, salut, sunt eu, Codrin Cap de Piramidă. Uai, ce fain a fost serialul ăsta, cum zicea, Gravity Hop. Holes, bă, de ce nu mai știu vorbi? Frizerii din GTA be like, înainte, după. Da, da. Codrin când vede un fan art cu el, save foto. Nea Codrin, aoleu. Codrin Leoiul Blanao. Paște fericit. Mărțișoare pentru legionare. Aoleu. Dă-i shake, poftiți, o zis Vivi. Da, asta numai dacă ești din Oradea și din zona asta. YouTuber care n-a mai postat, eu zic... Codrin care a postat după 2 luni. Știți cum este? Pământ găsești peste tot, dar diamantul... Și s-a deconectat USB-ul. Ăla a fost ultimul meu neuron, nu a fost USB-ul. Preoții români când văd că un YouTuber cu numele Teofil și care jură și face muzica rap este mult mai popular decât toți. Listen here, you little shit. V-am mai zis, da? Teofil înseamnă iubitor de Dumnezeu pentru cei care nu știau, deci de aici era mema. Codrin Bradea contra toți preoții din lume. Îi fac. Codrin când vede că toată lumea scrie sincer. Sincer, amuzant. Sincer. Codrin. Elodia. Jocuri despre care nimeni nu a auzit nimic. Outlast în Vătăgustarea. Codrin. Păi da! O nu, merge secundele, trebuie să-l opresc! Îmi pare că o să existe un om care nu știe duma și o să-mi scrie. Se spune merg secundele, trapul românesc și eco. Când apare sâmbăta cu satana după 4 ani, a blessing from the Lord, aoleu, am salvat-o, nici nu se pune problema. Și poate o să și fur designul ăsta, ce o să fac o șapcă, am zis eu, ce o să fac șosete, bazuca. Eu am zis de mai demult, nu mai știu unde, și am zis să nu furați ideea, că vreau să fac șosete diferite. Deci eu, de când mă știu, nu port șosetele la fel, numai dacă sunt negre, și probabil nu sunt aceeași pereche oricum. Și vreau mai de mai demult să fac niște șosete cu diferite tematici, fie diferite ele în sine, dar să fie în aceeași temă. Și o să fac și asta la un moment dat. Și o să fie 5 milioane o pereche. Boncala. My name is Six and I'm a girl. Neadevărat, e Boncala. Îmi place fața asta. Zici că când îți explică cineva ceva și tu caveman, Boncala, n-ai înțeles nimic cu fața aia de piatră. Am făcut intro lui Codre la pian. Ce blană, mă! G2A, am deja cu celaco. Codrin, în ultimul episod, eu asta aș face dacă aș ști să fac jocuri faine. Copilul vostru și urât, excuse me, what the fuck? Foarte frumos. O fată drăguță care este fană bazuca. Legionarii. Cele mai tari, jur. Ați înțeles, fetelor? Ca să vă caute băieții. Ați văzut cel mai nou intro de la Codrin? Hai să vedem. Să-și bage Dumnezeu pula. Bă, Răzvane, te urăsc din tot sufletul. A fost amuzant, dar te urăsc. O scris omul, o să las asta aici, ia să vedem. Fai, ciocanul meu.
Ah, îți dau și eu ciocanul meu. Primul meu fan art. Mulțumim, Amalia. Și o să confirm mimul de mai înainte. Salutare, legionari frumoși, ce sunteți? Pentru cei care jucați Beat Saber, acum puteți juca și eu Bac Bazuca bea cu mine. Poate o să joace și Codrin. Codrinul, dacă sâmbătă cu Satana nu o pune, măcar o puteți downloada direct de pe site. Uite, eu o să salvez chestia asta, nu mai am nevoie de un pic de research. Pentru că nu știu cum să pun piese custom în Beat Saber și dacă reușesc, o să-l și joc. Mapă pentru legionari adevărați. O să-l întreb pe Cezar, că el și-o modat. Și-o făcut și ceva magie de la bazuca, au făcut-o un pic în jocul ăsta. Sincer, copilul nostru și ură, desenea pe caietul de matematică, dar chiar nu m-am gândit la asta. Bă, asta e idee de business de la Lăptic Călduț, cu poza asta genială. Scot un caiet de matematică în care o să îmi desenez personajele mele pixelate, că doar e pătrat, o pagină și pe cealaltă pagină să desenați voi. Ați cumpărat așa ceva? Și trebuie și colorat. Bă, dar nu e o idee rea, mă. Mersi că mă faceți miliardar. Am vrut să zic milionar, după aia am zis miliardar și eu și miliardar. Un desktop în care toată lumea arată spre aventura copilului albastru. Așa îmi place cum arată, mă. Hai, bă, Codrea, ce face Meco care așteaptă aici? Poate vine mâine următorul. Vezi? Să moară mama, ce mișto! M-am speriat, mă, nu mai faceți din astea, mă. Nobody's perfect, me. Copilul albastru și urât. Perfecțiunea întruchipată, normal. În loc de mărțișor, trimite video-ul ăsta, sincer. Ce credeai? Că așa îmi place piesa asta. Deci dacă n-ați prins-o, dacă nu v-ați citat până la final, poate chiar o să scot versiune full. Ascultați. Outro. Credeai că e outro normal? Da, de unde? Să îți dau la muie, 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 mă. Să îți dau la muie, 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 muie. E fain, așa e? Ia, mă, sper că o ieși cât de cât. Copilul albastru și urât, dar ăsta e baby copilul albastru și urât, la cum arată, făcut în Minecraft. Frumos. Aventura copilului albastru și urât. Bă, da, lumea chiar îl desenează pe caietul de matematică și asta nu e o idee rea, mă. Bă, poate chiar fac asta. După ce o să iasă al doilea joc, mai strâng niște personaje, al treilea joc după aia și vând un caiet întreg cu toate personajele din toate jocurile. Poate chiar mă interesez. Eco, după ce vizitează o școală random unde știe că mulți legionari vor dori o poză cu el, it's showtime! Norocoșilor a zis. Mamă, why don't you play with neighbor's kid? The neighbor's kid. Ce, mă, e cel mai șmecher din univers, mă. Brutai crede, nici gândi. Și fan art cu copilul albastru și urât după două luni la sală. Eu o să am o bătrânețe fericită, mai ales dacă o să am Alzheimer. Nu, atunci o să fie horror, că o să găsesc din astea calculator și o să zic ce pula mea am fost în viața mea, ce-am trăit, ce-am făcut, ce se întâmplă. Dar dacă nu o să am Alzheimer, o să-mi amintesc de momentele astea pe patul de moarte și o să zic mai bine mă făceam călugăr. L-am desenat pe Codrin drept un personaj din universul Little Nightmares. Asta e blanau, așa de blan arată. Like-ul valorează 14 bitcoin, Haha-ul valorează 50 de bitcoin și Keru valorează 99 de bitcoin. Codrin arată de parcă cineva a încercat să mă deseneze din memorie. Pământul există de milioane de ani și s-o nimeri să existe în perioada jocurilor bune. God of War, Spider-Man, Mad Team 2, Coventura copilului albastru și urât. Normal. Și-a făcut omul Hanoracu sincer. Și eu o să-mi fac. Codrin, legiunea. Codrin, Meme Review 7. Ce așteptăm toți? Lăsați că vine amu. Amu vine. Codrin intră pe ușă. Codrin lângă un canal. Care importanța scenei oare? Că după văd că nu m-am uit în dreapta, care-i... Codrin bea bere. Codrin se concentrează. Foarte fain desenat. Eu te susțin dacă te-ai pus să faci comics-uri. Chiar mi se pare că ai putea să faci ceva în direcția aia. Dar importanța scenei ăsteia n-am înțeles-o. Poate o să vedem în continuare. Ia uite, am colier cu sincer la gât. Și merg pe stradă. Și văd o alee. Unde se injectează singur oamenii respect. Sincer, 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 o, nu, mai sincer senses tingling. Alo, bună dimineața! Mă, ce tare au făcut-o la mine, să cred, mă. Și începe bătălia. Și-am dat next, dar nu mai este. Bă, o fost... Ia asta e că le salvez pe toate. Încă n-am înțeles scena aia cu canalul, dar nu contează. Tăierile ilegale din păduri pot aduce României amenzi usturătoare de la Comisia Europeană, mai ales că țara noastră nu urmărește de unde provine fiecare bucată de lemn de pe piață. Bă, mi-au tuns freza de copaci, mă, mai știi că aveam creastă, mă, de păduri tropicale, era freză de copaci și nu mă plâng de fel. Ei, ce să-i mai fac pe ăștia? Mai mult senatorul USR au propus ca fiecare parte dintr-un copac tăiat folosită pentru mobilă de lemn de foc să fie monitorizată la fel. Există mobilă pe care mănâncă, pe care își pun calculatoarele, își fac paturi din unele lemne, mă, din lemnele mele, mă, ok, să fut pe ele, mă, ok, să fut pe mine, mă, și nu mai suport. Vedeți?
plus. Vedeți vizionarul. Is that all you're gonna play? Yes. Nicușor Serpe, din nou. Aoleu. Bă, opriți-l pe omul ăsta careva, mă. Vai de pula mea la Nicușor. O să venim. O să verific populația Botoșaniului și dacă e mai mult de 10, o să-i zic lui Eco, bă, eu nu mai scap de omul ăsta și deja o să ajungă să fie cercetat penal pentru ce face până oraș. O să invoc o ședință de urgență de consiliu cu Eco și o să discutăm despre posibilitatea apariției bazuca în Botoșani. Dacă ne mai lasă vreodată Iohannis să ieșim din casă. Dar vai de pula mea. When you're happy, you enjoy the music. When you're sad, you understand the lyrics. Omoară-te, mi-un sfat, nu ver. Copilul albastru și urășitorii rapper din magazin. Nu știu să fac mimuri, dar niște artwork screm și eu. Bă, ăsta e ăla cu... Bă, ăsta e ăla, mă. Ăsta e ăla din mai înainte. Ia stai tu să vezi cât era colez eu pe tine. Blanao, mă. Pov, ești membru în clan și te uiți prin comentarii la posturi. Wait, it's all sincere, always has been. Gigi, ia mă cum face Gigi-ul dacă scrii Gigi. 9 martie. După cum știți, azi e ziua zeului nostru suprem Codrin. Lăsați urările voastre în comentarii. La mulți ani îți orez sincer din tot corazon. Mulțumesc. Ia uite câți oameni, au scris la mulți ani. Fui de pula mea că vine să plâng niște sânge. Vă mulțumesc. Nu mă, mi se duce bateria. Aoleu. Aoleu, trebuie să o punem pe cealaltă, că repede l-a încărcat. Din câte știu eu, din moment ce faci din alea, o să mai țină 10 minute. Hai de pula mea, ce să fac, mă? O să continui de aici. Ia, ce am eu aici pentru domnul nostru Codin Bradea, satana? Jur că îl dădeam dacă aveam cum. La mulți ani, tort cu a patra scândură. Te găsesc eu și le iau cu forța. Moștrii din Întuneric nu sunt real, moștrii din Întuneric. Și aveam și geaca pusă pe stăcap și zici că vine spatele pe aici de Hulk, Riptes, fuck boy. Bă, chiar mi se duce bateria, trebuie să vă las, mă. Să-i cumpăr lugacică mea, faza e că și... Și asta la tei descărcată, văd că super, îți deștept. Să-i cumpăr lugacică mea ceva frumos de 8 martie, să-i trimit un pet de bere lui Codrin pe nouă. Normal. Cine mănâncă acolo în spate? Toată lumea se uite, ia cine mânca. Seria de Little Nightmares 2 de pe canalul lui Codrin există. Legionarii văzând că nu s-a mai postat de o săptămână. Unde videoclip? Codrin e o cyberpunk. Zici că bagă cuțitul în tine? Zici că iese ceva de undeva și n-ar trebui? Nu-i la ce vă gândiți voi. Au. De ce vine și mie să plângam? Numai când văd compilații din astea îmi dau seama de fapt câte ori trecut și câte s-au întâmplat și... Frumos, dar puțin trist. Și o să încheiem cu asta atunci, ca să vă manipulez psihologic. Să ziceți, hai de pula mea, și acum închide Codrin clipul, după ce ne-am întristat și noi de la videoclip. De ce ne faci asta, Codrin? Mi se duce bateria și am lapte de băut. Înainte să mi se ducă camera, vă pup, vă apreciez. Aș mai fi filmat, am o să-mi bag pula. Doamnelor și domnilor, atunci poate eu să filmez chiar mâine din nou. Sincer, vă doresc o zi minunată. Tot prelungesc aici, tot aș mai sta eu, dar bine, hai, vă pup și ne vedem data viitoare și ascultați piesa asta de final, că-i blană. Se face niște view-uri la fratele meu, Meleu. Și să așteptați asta, că o să vină. Mood up, flash em, suit up. Chew up a rap nigga, chump a Kuruma chuck. My shape isn't in the top, then who's shaving hip hop? Bitch, you sound stupid as fuck. Why you rooting that up? Cause M. Dre boosting it up. Happy for him, they say that he's but niggas doing too much.